Tu? Eu? Ce întâmplă asta? Eu? Bună ziua! Aș dori să vă comunic câteva dintre deciziile și subiectele pe care le-am abordat astăzi în cadrul întâlnirii conducerii Uniunii Social-Liberale. În primul rând, pe zona guvernamentală, mi-am informat colegii de coaliție referitor la stadiul negocierilor privind mecanismul financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020. Mâine voi participa la Bruxelles la o ultimă întâlnire de pregătire a summitului de la sfârșitul lunii noiembrie, împreună cu domnul Constantin în ceea ce privește politica agricolă comună, cu ceilalți miniștri care au programe operaționale sectoriale. Am pregătit poziția noastră și am informat și coaliția care susține guvernul referitor la situația actuală. În al doilea rând, am discutat încă o dată și împreună cu domnul Constantin și cu domnul Daniel Chițoiu, pregătim și vom prezenta colegilor noștri atât propunerea de structură guvernamentală, calendarul instituțional și politic referitor la învestirea noului guvern, practic imediat ce noul Parlament în jur de 20 decembrie va intra în funcțiune prin depunerea jurământului de către noi parlamentari și prin alegerea conducerilor celor două camere. În 24 de ore noi suntem capabili să venim cu structura guvernului, cu propunerile, evident, de miniștri pentru ocuparea portofoliilor și cu proiectul de buget. Proiectul de buget îl prezentăm până la sfârșitul acestui an în mod oficial, îl înaintăm Parlamentului, însă, conform calendarului realist și eficient, imediat, în prima săptămână a lunii ianuarie, vom avea la București negocierile oficiale cu partenerii noștri internaționali, Fondul Monetar, Comisia Europeană, Banca Mondială, iar Parlamentul intenționăm să-l convocăm în jur de 10-15 ianuarie, pentru a începe dezbaterile, sigur, e vorba întâi de comisie, 2013. Acesta ține de partea guvernamentală. În ceea ce privește decizia politică, astăzi am discutat, evident, referitor la poziția parlamentarilor Uniunii Social-Liberale, vorbesc de deputați aici, vis-a-vis de ședința extraordinară de astăzi a Camerei Deputaților și solicitarea de ridicare, de acordare a vizului pentru arestarea deputatului Trășculescu. Aici poziția Uniunii Social-Liberale este o poziție constantă și anume, nici nu ne încolonăm ca o turmă de votanți, cum, sigur, e treaba celor de la PDL dacă reacționează din nou ca o turmă, se duc cu mâna pe sus. Nici nu ne opunem în niciun fel desfășurării procedurilor judiciare, însă colegii noștri din Comisia Juridică, în primul și în primul rând, trebuie să studieze exact documentele și acuzațiile care se aduc, iar pe baza a ceea ce ei vor constata, e vorba de juriști ai noștri USL, pe baza a ceea ce ei vor constata, parlamentarii noștri vor decide dacă sunt de acord ca mai departe cercetările să desfășoare cu inculpatul în stare de libertate sau în stare de arest. Vreau să explic acest lucru foarte clar. Dacă am fi la fel de demagogi ca cei de la PDL, ne-am repezi imediat să spunem să fie arestat Trășculescu că, uite, e simbolul corupției PDL. Am promis însă că suntem altfel. Și primul lucru e să fim mai puțin demagogi și să gândim cu creierul nostru, nu cu creierul domnului Lăzăroiu, de exemplu. Motiv pentru care arestarea unui parlamentar este o decizie extrem, extrem de importantă și avem precedente în care, până la urmă, justiția a spus altfel. Iar, în al doilea rând, cercetarea în stare de libertate a unei persoane trebuie să fie regulă. Iar cercetarea în stare de arest trebuie să fie excepția. Indiferent că în acest caz e vorba de un reprezentant al PDL-ului, vașnic absolvent al examenului de la Comisia domnului Macovei. Dincolo de această bătălie
politică, repet, parlamentarii noștri au dreptul și obligația să se pronunțe pe baza probelor și nu pe baza a ceea ce se solicită într-o parte sau alta, și au obligația să gândească cu mintea lor. Nu cu o singur creier și cu o singură voință. Este ceea ce am încercat și împotriva ceea ce am luptat în acești ani, o singură voință călăuzitoare, iar votul colegilor noștri din Camera Deputaților se va da pe această bază. În rest, noi am convocat pe colegii deputați, unii dintre ei vor veni, alții sunt în campanie, alții nemai fiind pe listă, e greu să spunem că avem instrumente de a-i forța să vină, însă parlamentarii, deputații USL vor participa la discuții și vor vota gândind și uitându-se exact la ceea ce există ca și acuzații. Vorbesc aici și ca jurist, aș vrea totuși să înțeleg cum e cu un flagrant la care nu e inculpatul. Atunci nu mai e flagrant. Dacă nu e inculpatul prezent, nu voi merge atât de departe ca un jurnalist cunoscut și respectat care vorbește despre o înscenare a DNA-ului. Lucrul ăsta e posibil doar la evenimentul zilei și pe unul asemenea acuzații aduse DNA-ului. Eu nu-mi permit, ca să nu afectez mecanismul de cooperare și verificare, însă solicitarea noastră către colegii noștri deputați este să gândească cu mintea lor și să se pronunțe pe baza ceea ce le prezintă DNA-ul. Acestea sunt cele două lucruri pe care eu le-am prezentat în cadrul Uniunii Sociale Liberale. Referitor la calendarul nostru politic, îl rog pe domnul președinte Antonescu să mă ajute în acest demers. Da, bună ziua, vă spun și eu. Avem stabilite în vederea acestei campanii electorale o serie de acțiuni comune. Cu alte cuvinte, acțiuni la care copreședinții, liderii centrale ai Uniunii Sociale, partidelor Uniunea Social Liberală, vor participa împreună. Și în sensul acesta vă pot furniza câteva date de calendar care au fost decise definitiv astăzi, 15 noiembrie la București, 16-17 în Ardeal, Cluj-Mureș, Bistrița, 23-24 în Moldova, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, 29 în Dobrogea, 30 în Banat, 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună în București, și 6 decembrie în Oltenia. Sunt acțiunile, repet, la care participăm împreună. Sigur că nu sunt singur. Sigur că trebuie să desfășoară un calendar detaliat. Toate acțiunile colegilor noștri din teritoriu, propriile noastre acțiuni în colegiile în care candidăm, și toate celelalte chestiuni de calendar ale campaniei pe care le aducem la cunoștință în măsura în care sunteți interesați punctual. Am prezentat și am decis aceste acțiuni comune. Elementul de unitate este unul esențial în această campanie. Cum se vede deja, se vedea dinainte de a începe campania, se vede și mai evident odată cu începerea ei, probabil ultima șansă a adversarilor noștri politici, și observați ce cuvinte ales se folosesc, nu mai este aceea de a-și spori numărul lor de voturi, de a decredibiliza cumva Uniunea Social Liberală, ci de a induce ideea că fie nu va fi numit domnul Ponta, ci altcineva din USL prim-ministru, fie altcineva va decide cine, cum sunt miniștri și în sensul acesta diverse grupuri care între noi fie vorba nici nu există, vor acționa. Ori, mesajul nostru este încă o dată același pe care îl avem de la înființarea Uniunii Sociale Liberale. Unul nedezmințit nici de declarații, mai ales nici de fapte, și care va fi continuat pe timpul acestei campanii și după aceea. Dacă, și spun dacă din respect pentru alegători, că nu putem vorbi noi în numele lor, noi suntem evident foarte optimiști. Spun dacă Uniunea Social Liberală
obține majoritatea absolută în privința mandatului din Parlament, majoritatea absolută însemnând 50% plusul din mandatele din Parlament, atunci există câteva certitudini care nu pot fi cu niciun tip puse în discuție. 1. Că premierul acestei coaliții victorioase este Victor Ponta, guvernul va fi alcătuit prin discuții, așa cum s-a făcut prima dată, între conducerile partidelor respective, cu decizii acordurilor partidelor respective, va fi un guvern, deci un premier și un guvern stabilite exclusiv de către Uniunea Social-Liberală. Aș vrea să spun încă o dată lucrul acesta, pentru ca speranțele care se leagă de o eventuală infiltrare, amestecare și, mă rog, influențare din alte părți acestor procese, să fie rațional abandonat. Mă opresc aici și eu. Păi, hai la întrebări, vă rugăm, ca să să economisim timpul, vă rog. Ideea e următoarea, nu știu să vă răspund eu, vă va răspunde domnul Zgonea, dar cred că trebuie să existe o cerere în acest sens. Nu, adică nu președintele e cel care sesizează Parlamentul. A lăsat o solicitare prin intermediul unei scrisori conducerii Camerei Deputaților. Președintele înseamnă că are nevoie de un consilier juridic. Camilou, dar mai să pună în discuție această problemă. Păi trebuie să ceară DNA-ul chestia asta. Nu președinte. Președintele, din câte știu eu, nu este șeful DNA-ului. Deci trebuie să ceară DNA-ul, nu poate președintele să ceară numele DNA-ului acest lucru. Mă rog, restul e o corespondență Băsescu Zgonea. Da, o să răspundă domnul Zgonea, sunt convins, conform legii. Poate fi, domnul Zgonea intră în acest joc istoric. Dar cum este voia ideea? Că propună ca la plenul de ideea considerare... Păi trebuie să existe cerere. Cum să discuți ceva dacă n-ai cerere? E ca și când eu m-aș duce la Antena 3 că mă invitați dumneavoastră de la B1. Trebuie să mă invite respectivii. Nu există o cerere, din câte știu eu. Poate că există și știe președintele. Dar din câte știu eu, nu există o solicitare în acest sens. Acele solicitări care au fost respinsă de plen. Păi da, nu. Soluția este să existe o nouă solicitare. Ori nu cred că poate să o facă președintele României în numele DNA-ului. E un pic bizar, trebuie să recunoașteți. Dumneavoastră credeți că se poate? Eu nu cred. A fost respinsă solicitarea inițială? Păi da, prin vot. S-a pronunțat, practic. Prin vot. Vreau să vă întreb de faptul că INSE a dat cifra pentru inflația pe 9 octombrie, 4,96, cum vă îngrijorează această cifră sau cum o vedeți? Da, mă, o mai spun o dată și o să o spun de 1.000.000 de ori, până o să reușesc să vă conving. Când creștea euro față de leu, n-aveam nicio vină. Când scădea euro față de leu, n-aveam niciun merit. Sigur, de obicei, dacă creștea era de vină Ponta, dacă scădea era meritul, nu știu, al lui Boc. La fel și cu inflația. Când este scăzută, nu e meritul meu. Când a crescut și v-a explicat guvernatorul Băncii Naționale din cauza anului agricol, a scăderii ponderii în PIB a agriculturii și din cauza turbulențelor pe piața financiară europeană, iarăși nu e vina noastră. Ceea ce ține de guvern, ține modul în care, ține de, sunt mai multe lucruri, dar în primul rând, modul în care ne păstrăm relația cu finanțatorii internaționali, și ultimul vot în bordul femei a fost în unanimitate în favoarea scrisorii de intenție și mai ține de modul în care ne împrumutăm guvern, Ministerul de Finanțe pe piețele internaționale. Ultimul împrumut făcut în urmă cu 2 săptămâni a fost la cel mai mic cost din istoria României și mai mult decât atât, probabil că până la sfârșitul anului ne vom avem o emisiune de titluri tocmai ca să scădem sub acel 5% dobândă psihologică. Acum, dacă credeți că suntem ca la televiziunea aia cu senzaționalul, că ba crește, ba coboară după o manetă de la guvern, e o eroare. Nu funcționează așa lucrurile. Și vreau să mai întreb în legătură cu oricine. Da. Trebuiau plătite restantele la salariile de septembrie,
au repornit, s-au făcut niște încasări. Din păcate, banii n-au putut fi folosiți la salarii pentru că i-au luat creditorii. Și atunci, astăzi, are loc o nouă întâlnire a ministrului Chițoiu cu conducerea de acolo. Încet, încet reușim și repornim, ați văzut. Însă aici problema e că, sigur, din punct de vedere politic, probabil că unii nu doresc să rămână repornit Olchimul și gândesc că o să obțină nu știu ce avantaje. Din fericire și Ministerul Economiei și Ministerul de Finanțe au această problemă ca prioritate absolută și pot să o rezolve în continuare. Iar, într-adevăr, în contextul decăpușerii Olchimului, există din nou un interes foarte concret și foarte clar din partea investitorilor pentru Olchim. Mai mult nu doresc să, sau nu pot să vă spun în acest moment. Și eu vă rog. Să-mi răspundeți foarte clar dacă din punctul dumneavoastră de vedere reținerea pentru 24 de ore a parlamentarului a fost făcută cu respectarea Constituției. Eu sunt într-o situație foarte ciudată, generată de lașitatea și prostia celor de la PDL. Cred că ei ar fi avut în primul rând obligația să-și apere colegul. Îi sună foarte ciudat să-l apăr eu pe domnul Trășculescu, întâmplător, nici nu-l cunosc bine, nici n-am o părere bună despre domnia sa și e ciudat. Dar pot să vă spun un singur lucru. Am fost procuror, am organizat acțiuni de flagrant. Dacă vă organizez dumneavoastră un flagrant și nu sunteți acolo, înseamnă că nu-i flagrant. Mai mult decât atât, nu știu să vă spun despre cazul respectiv. Sâmbătă noapte nu mă ocupam de flagrant, mă ocupam de altceva. Constituția spune foarte clar, în cazul unui membru al Parlamentului, poate să opereze reținerea dacă este vorba despre o infracțiune flagrantă. Nu cunosc datele de la dosar. I-am rugat pe colegii noștri din Comisia Juridică, fiind vorba numai de juriști acolo, de oameni pe care, în a căror experiență profesională am încredere, să ne informeze înainte de votul din plen, dacă conform documentelor, pentru că eu n-am alte informații decât cele din media și, e adevărat, sigur, doamna ministru a Justiției, conform legii, a transmis mai departe solicitarea. Nu știu, și nu sunt eu cel în măsură să decid, dacă cercetarea, pentru că nimic nu împiedică cercetarea domnului Trășculescu, nu e membru al Guvernului, deci nu e nevoie de acordul Parlamentului nici ca să fie pusă în mișcare acțiunea penală, nici să fie trimis în judecată, nici să fie condamnat. Deci aici nu e nicio problemă, el e cercetat în continuare. Nu știu dacă lăsarea în libertate prezintă un pericol pentru ordinea publică, nu știu ce face, mai ia bani de la alții, de prin Vrancea, ce înseamnă, sau dacă e absolut necesar, să fie arestat. E un lucru pe care... Dar, repet, sunt într-o situație inedită, produsă de lașitatea și prostia celor de la PDL, care, dacă au argumente mai multe decât mine, ar fi natural să-l apere ei. Nu să-l apăr eu pe domnul Trășculescu. Eu vă spun însă un principiu. Ideea de a aresta un parlamentar, fie că se discută la Parlamentul European, și acolo, când se face o cerere, se discută serios, fie că se discută în alte parlamente, e totuși o chestie serioasă. Că acum e un pedelist. A fost înainte de la PSD, domnul Voicu, nu? Și s-au dat avizul, după care l-au pus în libertate că n-au avut ce să facă cu avizul. E o chestiune foarte serioasă. Nu mă bucur când se întâmplă altora. Mă uimește de fiecare dată demagogia celor de la PDL. Parcă vineri ziceau că trebuie să-mi dau eu demisia, că a zis anii de cei trei miniștri, nu? Acum eu ce ar trebui să zic? Să-și dea demisia Blaga și cu ceilalți șefi de pe acolo, că l-au arestat pe Trășculescu. Haideți să fim un pic mai serioși, că demagogia asta și lașitatea PDL-ului ne-a adus în situația actuală. Repet, nu știu ce a făcut domnul Trășculescu, dacă există elemente concrete și dacă lăsarea în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică, vom vota toți pentru arestare. Dar nu votăm așa ca oile de la PDL, că ne-a zis un consilier prezidențial. Să se uite oamenii, să vadă despre ce e vorba. Și vă întrebare, dacă concrete și pentru dumneavoastră și pentru domnul președinte Antonescu, din punct de vedere politic, dacă colegii dumneavoastră din Comisia Juridică nu vor găsi temei pentru reținerea deputatului... Arestare. Reținerea a fost. Reținerea a fost. Și
însuși senator, nu votează la Camera. Nu vă este teamă că din punct de vedere politic, USL-ul ar putea îmbrăca acea haină a apărătorilor corupților din Parlament? Uitați-vă, haideți să ne fixăm odată criteriile și să nu le schimbăm de la caz la caz. A fost o discuție lungă și în această vară, și nu numai, despre faptul că într-o democrație nu contează doar votul majorității, nu contează doar votul, ci contează și respectarea unor elemente, unor norme ale statului de drept. Perfect adevărat. Păi, dacă noi avem niște principii și primul ministru, și ca un politic, și ca jurist, vi le-a formulat. Da? Păi dacă noi avem niște principii de natură juridică, de natură să așeze cadrul instituțional și regulile pentru oricare cetățean în fața legii, că e parlamentar, că nu-i parlamentar, aș putea eu să le încalc socotind niște efecte electorale? Adică aș putea eu să încalc drepturile unui om, că e Crășculescu sau că e altcineva, ori câmpul de acțiune al unei instituții, calculând câte voturi primesc sau nu? Nu cred. Și ca atare nu vom face lucrul acesta, exact cum domnul Ponta v-a spus, așa vom proceda și cu e teamă să nu candideze. Pentru că într-o campanie electorală există foarte multe lucruri. Ați văzut foarte frumos debutul în prima zi de campanie cu niște miniștri aleși frumos pe Sprânceană, pe diferite criterii. Unii dintre colegii dumneavoastră aveau editoriale pregătite, nu le-au mai putut nici opri. Adică asta e situația. Ne batem, e o campanie electorală, e important să respectăm în primul rând noi niște criterii, diferent că e vorba de colegi de partid, de pedeliști sau de parlamentari sau cetățeni. Să vă dau un singur detaliu apropo de editorialele pregătite de care vorbea domnul Antonescu. Astăzi de dimineață, m-am văzut puțin mai devreme, cu nou ministru Liviu Pop, care s-a prezentat la parchet, pentru că a citit în presă că s-a făcut o sesizare împotriva domniei sale legat de conflict de interese. I s-a spus la parchet că nu există nicio sesizare împotriva sa. Deci, procedura legală este următoarea. Sesizăm presa, sesizăm editorialiștii, după care, la un moment dat, nu știu când, vom sesiza și... Deci, domnul Pop, astăzi disciplinat, eu i-am cerut și lui, i-am cerut și domnului Helvig și domnului Silaghi să lămurească procedural, domne, duceți-vă cu documentele, că până la urmă nu sunt eu cel care decid. Domnul Pop, cu minte disciplinat, s-a dus la parchet și s-a spus, vă mulțumim, dar dumneavoastră nu există nicio sesizare, ani împotriva dumneavoastră. Duceți-vă la ziare, duceți-vă la televiziuni, că acolo s-au făcut sesizarea împotriva dumneavoastră, în prima zi de campanie electorală. Așa e cu editorialele. Nu mai puteau fi oprite, erau puse totuși. Vă rog. E valabil, în continuare. Nu mai numesc niciun ministru în guvern care să aibă o hotărâre prin care este constatat incompatibil. Deocamdată, singurele decizii le-au primit de la dumneavoastră, de la televiziune. Că nu... Păi nu, anii, conform procedurii, anii a emis niște constatări pe care, după aceea, trebuie să le certifice sau nu. Au fost multe cazuri în care constatările anii au fost infirmate de instanță, au fost cazuri, cum e cazul domnului Diaconu, din păcate, o spun de fiecare dată și cu mare regret, în care instanța a dat dreptate celor de la anii. Acolo domnul Diaconu n-a mai fost ministru în ziua în care s-a pronunțat în Alta Curte de Casație și Justiție. La fel se va întâmpla în cazul oricărui ministru. Deci nu o să numesc și nu o să mențin în guvern niciun ministru care are o decizie. Deocamdată însă există niște acuzații. Și aceste acuzații vor fi confirmate sau infirmate. Dacă sunt confirmate, vă anunț încă o dată, niciunul dintre cei trei sau alții nu vor mai face parte din guvern. Deci speranța, e corect. Speranța dumneavoastră, dacă ea există cumva, că ați putea face și desface guvernul USL prin intermediul anii, e vană. Nu la instituția la care nu lucrați. Da. Da, vedeți că eu v-am lăudat astăzi. Vă rog mult de tot.
Păi astăzi, deci doar pe unul și evenimentul zile l-au apărat Pătrășculescu, în timp ce pe deliște au fugit ca iepurii. Păi despre asta discutăm. Măcar domnul Cristoiu s-a bătut pentru Trășculescu. A zis, domne, nu e în regulă. Eu cu domnul Cristoiu ne batem pentru Trășculescu. Nu-i ciudat? Chiar dacă dumneavoastră sunteți vrâncean. Nu sunt deloc vrâncean. În cazul și nici mai ortoman. În cazul ministrului Cepoi, da. Ați stabilit să cere retragerea din guvern înainte ca instanță să... Pentru promenie. Că am avut o discuție cu domnia sa, dânsul nefiind om politic, nu a dorit să rămână în atenția și sub atacurile media, în condițiile în care domnia sa, după cum știți, nici nu candidează, nu-și dorește să fie un politic, e un tehnocrat. Întrebarea mea este, cei trei miniștri? Sunt oameni politici, toți trei. Așteptați o decizie instanței sau puteți lua o decizie înainte de decizie instanței? În primul și în primul rând, cei trei sunt oameni politici. Și când intri în politică, îți asumi și partea negativă. Domnul Cepoi n-a fost dispus, a zis, domnule, eu sunt un profesionist, n-am nevoie să ies din scena publică în felul ăsta. Cei trei, sigur, își asumă și părțile bune și părțile rele. Sunt și candidați acum la Parlament și își asumă că vor câștiga sau, nu știu, vor pierde din ceea ce spune Ani. În al doilea rând, aștept să văd dacă ei contestă lucrurile respective. Și nu vă ascund faptul că sigur o să urmăresc, să văd dacă argumentele invocate de cei trei sunt solide și în opinia mea. În continuarea întrebării colegului meu, cei unii pe cei trei, a venit la dumneavoastră, la fel ca domnul Cepoi, să poartă o discuție, să spună că ar vrea să cumva să se retragă din funcția de ministru, așa cum a făcut domnul Cepoi? Și doi la nu, pentru că cei trei, repet, candidează acum, sunt oameni politici. Și cei trei, prezentând un punctul lor de vedere, mi-au spus că nu se consideră vinovați. Și a doua întrebare, legat de problema structurii guvernului post-electoral. Vreau să vă întreb, este posibil să avem, în cazul în care USR are 50% plus 1, avem un guvern cu mai multe ministere decât în prezent? Da, e foarte posibil, pentru că vă explic încă o dată ceea ce am explicat și la formarea actualului guvern. Mi se pare o demagogie și o prostie promovată, evident, de PDL, că dacă avem mai puține ministere, înseamnă că avem un guvern mai bun. Ceea ce e important este să nu ai cheltuieli, în primul rând, de personal și de funcționare mai mari. Și n-am avut cheltuieli nici de personal, nici de funcționare mai mari. Dar un guvern bun nu e guvernul format din 5 ministri, sau din 3, sau din 7. Un guvern bun este cel care are, din punctul meu de vedere, și am lucrat până acum în două guverne ca ministru, acum sunt prim-ministru al treilea guvern. Din punctul meu de vedere, un guvern eficient este cel care are o structură adaptată condițiilor și, dacă vreți, statutului nostru de membru al Uniunii Europene și care are oameni direct responsabili. Eu mie nu-mi place să spun în general să facă Ministerul X sau Ministerul Y. M-am învățat din anii de experiență administrativă și dau responsabilități. Ministru X, Ministru Y, Ministru Z. În momentul în care un singur ministru trebuie să facă 7 lucruri, să fie și la Bruxelles, să fie și la o dezbatere aici în România, să primească și un alt ministru în altă țară, să meargă și la o întreprindere, să... Nu poate fizic să facă lucrul acesta. De aceea nu pot să vă confirm că vor fi mai multe sau mai puține ministere, dar pot să vă spun că în concepția mea despre structura guvernamentală vreau ministere care să aibă legătură directă cât mai mult posibil, evident, ținând cont de situația concretă, cu structurile europene. Vreau să știu cine e responsabil de fiecare domeniu important la nivel european și o structură în care responsabilitatea să nu poate fi împărțită de ministru, cu secretarii de stat, cu alți miniștri. Vreau să știu cine e responsabil, ca să știu pe cine să laud dacă lucrurile merg bine sau pe cine să sancționez dacă merg prost. Și asta putea să însemne, de exemplu, la Comisia Europeană există 27 miniștri. Hei, acolo e un criteriu de țară. Da, da, da. Vreau să spun că nu ar putea să nu mai avem ministere comasate, cum există acest al dezvoltării regionale și turismului. Sau... Categoric da. Deci vom avea separate. Categoric da, nu neapărat la rang de minister. Dar sunt lucruri care au fost comasate din demagogie. Uite ce reformă am făcut noi, că am făcut două ministere într-unul și merg mult mai prost decât înainte.
Deci nu cred, singurul lucru obligatoriu este păstrarea și chiar reducerea bugetului de cheltuieli pentru instituțiile centrale. Deci nu o să fie mai mulți oameni, mai multe salarii, mai multe sedii. Și o să fie vorba aici de responsabilități. Vă rog. Am făcut. Până la finele anului. Dacă ați putea să ne spuneți despre ce sumă vizați... Niciodată nu pot să vă spun lucrul ăsta. După cum știți foarte bine... Făcută de actualul cabinet sau cel pe care vă spun? Va fi făcută sub îndrumarea, coordonarea și înțelepciunea directă a actualului ministru, domnul Georgescu, și niciodată nu vă pot prezenta înainte nici valoarea, nici ceea ce ne așteptăm. E vorba de o negociere, după cum știți foarte bine. Însă, repet, pe baza ultimelor rezultate, sunt foarte mulțumit și am toată încrederea în echipa domnului Georgescu pe această temă. Și cred că am făcut bine să am încredere. Este vorba despre mandatul domnului Georgescu până la rece. Păi mandatul domnului Georgescu cel mai repede va expira pe 21 decembrie, atunci când eu previzionez să fie investit nou guvern. E totuși o perioadă sensibilă la această lege? Dacă obținem sub 5%, e excelent. Vă reamintesc că în septembrie, după ce citeam pe la pedeliști cum România e distrusă, cum nu mai vrea nimeni să aibă nimic de a face cu noi, s-a făcut emisiune de titluri și am obținut cu aproape un punct mai puțin decât Boc, cel stabil, și decât guvernul Boc, cel stabil și performant, în vremuri bune. Deci când era Boc stabil și performant, ne-am împrumutat mai scump decât ne-am împrumutat în septembrie. Nu mai așteptam atunci ca acum în noiembrie să ne împrumutăm cu 5,04. Așa că piețele financiare sunt mai inteligente decât pedeliștii. Cu președintele, în mod sigur, îl voi căuta și probabil ne vom și întâlni poimine. Eu mâine sunt la Bruxelles și am stabilit foarte clar că după ce mă întorc de la Bruxelles îl voi informa asupra ultimelor evoluții privind negocierile și sigur domnia sa va decide dacă îmi dă mandatul să particip sau nu. E un lucru pe care Curtea Constituțională l-a pus în mâna președintelui și nu am cum să contest. Chiar dacă nu mi se pare neapărat corectă decizia, dar asta e. V-am zis eu să mergem. V-am zis eu să mergem. De când așteptam. Vă rog să repetați clar ce vreți. Odată cu calificarea primăvara europeană. Nu, domnule prim-ministru, nu vă băgați între noi. Vă rog. Iertați-mă, colegii dumneavoastră sunt turbulenți. Și a lansat Gigi Becali candidatura. Da. Și ce? Nu s-a arătat o candidat în calitate de superior în linie de patru. Nu, eu sunt alături de toți candidații din Uniunii Social-Liberale, în egală măsură, deci și alături de Gigi Becali. Nu am participat și nu pot participa la lansarea tuturor. Dacă programul mi-ar fi permis, nu aș fi avut nicio ezitare. Gigi Becali este un candidat în calitate de candidat, la fel ca oricare altor în Uniunii Social-Liberale. Nu am văzut, nu am fost acolo, n-am văzut nici imagini, chiar nu cunosc. N-am despre ce să vorbesc. Până la urmă, fiecare parlamentar, fiecare organizație își face lansarea cum dorește și unde s-a întâmplat ceva ilegal sau neînvijit din comun. O țin cu la declarația domnului Becali, care a spus că Ponta și Antonescu nu sunt mai bărbați și mai demni decât mine. Și am putea contrazice acest lucru? Dumneavoastră, ce ați face în locul nostru? Vă mulțumim, la revedere! Cine are oi mai multe, mândre și cornute și cai învățați și câini mai bărbați? Da, câini mai bărbați.